Florin Nebi a venit alături de noi, a venit cu fetele pentru că azi e joi și e zi cu sport. Bună dimineața! Bună, Dani! Bună tuturor! Dani, în ultima perioadă, aici în emisiune, ne-am axat foarte mult pe slăbire, modelare corporală și tonus muscular. La categoria de tonus muscular, cel mai important antrenament este antrenamentul de forță. Da? El ne ajută să dezvoltăm ușor musculatura, totodată reduce vizibil aspectul de piele căzută după o slăbire și evident că ne mărește tonusul muscular și rezistența musculară. Cu alte cuvinte, atunci când vrem să cărăm două sacoși de la supermarket, de la ușa supermarketului până la mașină, de câte 3 kg fiecare sacoș, nu mai obosim atât de tare. Da? O să vă arătăm un set de exerciții foarte, foarte eficiente și, evident, foarte, foarte ușoare de făcut. Fetelor, vreau să mergem la margine, la marginea scărilor, da? Vreau să așezăm palmele, exact, pe prima treaptă, picioarele pe a treia, călcâiul jos, mă interesează, vârful spre verticală, cât se poate, flexăm coatele și revenim, da? Flexăm și revenim, flexăm și revenim, flexăm. Evident că la antrenamentul de forță este de preferat să nu începeți cu greutăți mari, da? De principiu, exercițiile la început sunt cu greutatea corpului, după care putem să adăugăm surplus de greutate, da? Asta înseamnă că ganturile pot crește progresiv, odată cu perioada de timp care înaintați antrenamentul de forță, da? Hai, flexăm coatele, lucrăm foarte, foarte intens tricepsul, am abdomenul controlat, foarte importantă poziția călcâiului așezată pe sol cu vârful ridicat, da? Așa, flexăm haiane și flexez și mă ridic și flexez și mă ridic. Hai, Bianca, și 2 și 1 și încă o repetare, haide, jos, perfect. Ne oprim, vreau să ne așezăm pe saltea, da? Mergem pe saltele. Lăsăm ganterele jos, da? Vreau să facem o flotare. Una dintre cele mai grele, da? De executat, dar odată învățată tehnica, arată foarte, foarte bine pe corpul vostru la final, da? Sus, pieptul. Exact. Arcuiesc trunchiul, ridic bazinul spre vertical. Din nou, flexez coatele, arcuiesc trunchiul, ridic pieptul, bazinul nu îl așez pe sol și ușor revin cu bazinul spre vertical. Hai, jos, foarte bine. Ridic pieptul și din nou, flexez coatele, ridic bazinul spre vertical. Haide, fetelor, exact. Lucrăm piept, da, lucrăm triceps, lucrăm umeri, da, abdomenul controlat pe toată durata mișcării. Bazinul jos și din nou, sus și ultima repetare. Fetelor, flexăm coatele, ridic trunchiul, ușor marcuiesc, bazin spre verticală, respirăm. Bravo! Bun, în picioare pentru că vreau să lucrez și coastele și fesierii, da? Continuăm cu full squat. Asta înseamnă că am vârful în exterior, călcâiul în interior, las bazinul până jos și ușor revin spre verticală, da? Americanul îi spune ass to the grass, da? Așa că vreau să-mi duci bazinul cât mai aproape de sol și să revii, da? Lucrez fesiorii, odată ce am trecut de nivelul genunchilor, lucrez coapsele foarte, foarte intens și după cum spuneam, vrem să mărim ușor greutatea, da? Și ce facem? Ridicăm o gantără, o așezăm la nivelul pieptului, da? Și continuăm să lucrăm, da? Am surplus de greutate, mă ajută să-mi dezvolt musculatura, foarte, foarte mare atenție asupra mișcării, da? Important este ca genunchiul să rămână deasupra gleznei, bazinul să coboare cât mai aproape de sol, coatele rămân în interior și revin și ultima repetare. Foarte bine! Evident că mai vreau să mai prezint un exercițiu și acela este pentru abdomen, da? Așa că deocamdată vreau să las gantera jos, da? Picioarele sunt întinse, brațele lângă ureche, sus, ridic trunchiul, ating gleznele, în același timp ridic și picioarele și revin, da? Sus și revin și sus și revin și din nou, sus, foarte bine și din nou, ridic trunchiul, da? Ridic și lombarii de la sol și revin. Picioarele rămân întinse, dacă nu se poate, pot să flexez genunchii, să fac mișcarea cu genunchii flexați, da? Dacă pun prea mare presiune pe lombari sau dacă mișcarea este mult prea grea. Dacă este prea ușoară, evident că trebuie să adaug surplus de greutate. Asta înseamnă o ganteră, așez palmele, exact, pe ganteră. Sus, ridic trunchiul, duc gantera la glezne, foarte, foarte important, și ridic trunchiul în același timp odată cu picioarele, da? Sus și revin. Genunchii păstrez întinși pe cât se poate, cât îmi permite mobilitatea. Și foarte, foarte mare atenție la coordonare. Sus, trunchi și picior și revin. Și încă o repetare, fetelor. Excelent. Bravo!
Mulțumim tare mult, Florin Nebil. Le mulțumim fetelor pe Florin Nebil. Găsiți pe site-ul lui, pe nebilscriscuy.ro sau pe pagina lui de Facebook, unde se anunță deja noua lui sală în lucru. Mai avem de dat cu aspiratorul un pic, ștergem praful și dăm drumul la treabă. Hai să...